Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. După câte v-ați obișnuit, în fiecare zi de marți și joi intrăm în casele domniilor voastre cu Reflector Analitic. De regulă, sondajele de opinie zicem că reprezintă starea de lucruri din societate. Astăzi ne-am propus să discutăm despre sondajul de opinie făcut public de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, intitulat Situația sociopolitică actuală din Republica Moldova în viziunea populației, Vox Populi iunie 2019. Datele pe care ne le oferă acest sondaj și, de fapt, pozițiile pe care le indică el, dar în același timp și punctul de vedere a celor care sunt prezenți în studio, cred că vă vor interesa în mod special. Salut prezența în studio a domnului Nicolae Budeanu, membru al Asociației Sociologilor și Demografilor. Bună seara și bine ați venit! De asemenea, salut prezența în studio a domnului Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și nu în cele din urmă, salut prezența domnului Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara! Domnule Budeanu, dumneavoastră, iată, în calitate de membru al Asociației Sociologilor și Demografilor, cel care ați participat la elaborarea acestui sondaj de opinie, vreau să vă întreb, v-a surprins datele pe care le-ați obținut în urma realizării acestui sondaj? În ce măsură ați fost pregătit pentru ca să vedeți și să atestați o nouă percepție a societății în raport cu probleme majore cu care se confruntă? Aș zice ce a fost surprinzător mai mult a fost că schimbarea foarte rapidă pe parcursul sondajului a tendința opiniei populație. Adică asta ar fost surprinzător, dar totodată îi se reflecta prin schimbările care aveau loc în societate. Adică a fost și noi surprinși că au evoluat lucrurile așa de rapid și totodată și populația tot rapid a început să schimbe anumite opinii. Considerați că este firesc în toiul evenimentelor care s-au desfășurat în Republica Moldova mentalitățile să se schimbe atât de repede? Da, este firesc. Populația, adică a avut anumite așteptări, evaluat lucrurile într-un mod anume și au într-un fel și au spus opiniile cum au crezut ei. Da. Iată, ziceam că întrebările sunt destul de interesante și vreau să ne oprim de la bun început asupra unei întrebări relevante legate de modul în care concetățenii noștri sunt interesați de politică. Mi-am notat aici, iată, 43,0 zică puțin și 14,6 deloc. Dacă ar fi să facem suma acestor termeni, asta ar însemna aproximativ 57% din respondenți zic că nu-i prea interesează politica, sunt undeva absenți. Însă acest indice, în același timp, este îmbucurător în comparație cu sondajele pe care le-ați realizat anterior. E o percepție reală, domnule Budeanu? Eu cred că este o percepție, de fapt, situația este și mai gravă decât, interesul este și mai mic de față de politică decât cum o prezintă sondajele. Este, vine o dezirabilitate socială, populația se prezintă că ar fi interesată, dar însăși intenția de vot sau intenția de a face o alegere este mult mai mică decât însăși interesul față de politică. Adică interesul ăsta deseori la nivel de bucătărie, nu la nivel de societate. De societate mai mult, adică și totodată noi nu am inclus în prezentarea noastră, dar sunt întrebări cât se identifică cu anumite partide și de fapt cam la 11% din populație se identifică ca aparținând a unor partide sau unor mișcări politice. Majoritatea deci votează în funcție de conjunctură sau de tendința lor generală de a fi, adică. Da. Domnule Pascaru, e o tendință cel puțin stranie. Pe de o parte, fiecare dintre noi ne dorim ca ziua de mâine să fie mult mai bună decât cea de astăzi, să avem un nivel de trai măcar acoperind coșul minim de consum. În același timp, 57% zic că nu-i prea interesează politica, ori tocmai ea este cea care stabilește direcțiile în care mergem noi și stabilește și un nivel de trai până la urmă. Eu cred că poate nu interesează la general ceva lucruri în politică, dar noi toți suntem conștienți că trăim în această lume
Republica Moldova care ne cointeresează, pentru că tot ce se petrece în sectorul politic se reflectă direct asupra noastră, asupra cetățenilor, pentru că în momentul când omul își părăsește țara, spune că este un motiv, este rău în țară, nu este niște condiții, nu sunt pentru oameni. Și de aceea oamenii, eu cred că sunt cointeresați, eu cred că speră la o zi mai bună, ziua de mâine, eu cred că și-au niște abilități politice, și-au niște actori politici la care ei mizează că va face această schimbare. Eu nu întotdeauna mă port cu încredere față de sondaje, dar într acest moment noi vedem că aceste sondaje sunt mai aproape de realitate. Și având în vedere că noi ieșim practic dintr-o companie electorală grea, ieșim dintr-o criză politică pe parcurs a câteva luni, noi vedem că oamenii sunt atenți la ceea ce se întâmplă în țară și acestea sondaje reflectă. Probabil sunt locuri, de exemplu, undeva pe la țară, unde sunt oameni care sunt mai mult interesați de ceea ce se întâmplă în prejurul casei, dar totuși politica joacă un rol important în viața noastră și cât mai mult vom fi cointeresați de politică, schimbările va fi mai repede, pentru că politicul se alimentează dintre acele voturi a cetățenilor și politicul necesită acea analiză, acea critică, acelea proteste din societate ca să-și schimbe un vector sau altul. Noi chiar vedem această coaliție care s-a petrecut în Parlament, este foarte benefică și lumea, chiar între acestea sondaje, sunt bucuroși că s-au întâmplat așa schimbări pe viitor și au o speranță în ziua de mâine totuși. Da, domnule Ungureanu, viziunea dumneavoastră, cum s-ar explica faptul că gradul de încredere a concetățenilor noștri în politică a crescut? Reieșind, iată, poate și din evenimentele politice la care făcea referire și domnul Budeanu și în același timp iarăși fac referire la faptul că într-o eră, dacă vreți, a globalizării s-ar părea firesc ca noi, cei care îi delegăm în funcții elective pe anumite persoane, să avem anumite cereri, reieșind din faptul și asigurării unui nivel de trai cel puțin decent. Haideți să pornim de la faptul: de ce credeți că a crescut numărul celor care se interesează de politic și dacă până la urmă e mult sau puțin 57% care zic că nu prea? Da, este un lucru interesant, dar iarăși trebuie să privim prin prisma evenimentelor recente care au avut loc. Totul se află într-o continuă schimbare și acest sondaj iarăși reflectă această situație care se află la noi în țară. Și deja de un timp oarecare, după alegeri, această instabilitate, totuși a creat un val, un pic de interes asupra politicului, nu atât de mult cât ne-am aștepta, cât am dori, poate să vedem, dar trebuie să înțelegem că la ora actuală sunt două extreme. Pe de o parte, politicul încă este acel care este considerat ceva murdar, ceva care este plin de scheme de corupție, plin de mafie și alte lucruri rele care le auzim în fiecare zi de la presă și de la diferite organe de stat. Dar, pe de altă parte, tot politicul este cel care, vrem nu vrem, dar dictează legile economice, legile justiției, ce e cum se dezvoltă țara, deci foarte multe lucruri le influențează. Și atunci oamenii sunt puși în această situație, deci între a alege că politicul este ceva murdar și mulți pur și simplu spun că nu mă mai bag în politică, nu vreau să aud nimic, în fiecare zi se o anumită reticență. Și da, exact. Această reticență vrem nu vrem se reflectă și în sondaje. Iar unii oameni totuși încearcă să înțeleagă, încearcă să vadă ceva bun în aceasta și iată ultimele evenimente recente din țara noastră pe plan politic au trezit acest interes și a crescut un pic interesul față de politică și chiar și se văd unele nuanțe și tendințe pozitive, niște așteptări din partea oamenilor, pentru că foarte mult am deviat, nu știu, într-o parte. Domnule Ungureanu, dar este corectă, nu știu, viziunea că gradul de încredere al populației diferă de mărimea veniturilor unei persoane? Persoanele care au un venit mai mic nu prea au încredere în clasa politică și în politicieni? Este o abordare justă? În mare parte da, pentru că întreaga viață economică și politică la noi din țară se răsfrânge asupra fiecărui om. Deci da. Plus la aceasta, da, sunt și calitățile și posibilitățile fiecăruia din noi să avem anumite studii, să avem anumite abilități, dar condițiile, cadrul legislativ, cadrul economic, ne-l creează politicul. Și iată, din această cauză, persoanele care au un venit mai mic în virtutea anumitor factori, circumstanțe care sunt date de către stat și sunt date bine și de anumite posibilități interne, dar
Dar în aceste circunstanțe, oamenii cer de la politic, cer ca să se creeze un sistem medical normal în care să nu se cheltuie practic tot venitul care îl are om, să se creeze un sistem educațional în care fiecare persoană, fiecare tânăr care termină liceul, bacul, poate să acceadă la o universitate fără ca să se gândească, uite, mi-aleg ceva mai ieftin, dar nu ceva ce ar vrea. Deci la fiecare din noi, la fiecare cetățean, se răsfrânge politicul și de aceea acei care au venituri mai mici sunt justificați să ceară de la politic și să fie nemulțumiți de factorul politic și să aibă o încredere mai mică. De aceea și este o sarcină foarte grea acum pentru această nouă coaliție care este formată ca să crească această încredere și ca să arate oamenilor că da, cu adevărat a venit timpul meritocrației, timpul când nu se vor pune anumite funcții doar în context politic, de cine este al nostru, cine nu este al nostru, dar în contextul în care este om profesionist, este om care dorește să facă schimbare spre bine și aceasta va crește și gradul de încredere al populației. Da. Domnule Budeanu, ziceați un pic mai devreme că, de fapt, acest sondaj a fost realizat în luna iunie și vreau mai întâi să dau citirii întrebării, după aceea o să deschid ghilimele de rigoare. Cum apreciați situația social-politică actuală? 41,4% zic că este liniștită. Vreau, ziceam, să ne deschideți parantezele de rigoare și să ne ziceți în ce perioada lunii iunie a fost realizat, pentru că la începutul sau în prima decadă a lunii iunie am avut niște tulburări pe ieșicherul politic și dacă asta oarecum s-a reflectat și în cadrul sondajului de care vorbim. Da, s-a desfășurat de pe 6 până pe 22, adică noi am fost nevoiți să prelungim sondajul, că am văzut că sunt anumite schimbări și din cauza asta s-a lucrat mai mult și am văzut că pe parcursul sondajului nostru s-a schimbat însă și opinia. Însă cifra, adică tendința nu era majoră, nu era o frică din partea populației să se repete ceva. Adică totuși lumea mult a perceput asta că mai mult ca o luptă la nivelul politicului și mai puțin la nivelul sociumului. Adică asta era diferența. Dacă e să vorbim din punct de vedere sociologic, acest sondaj se încadrează în cele plus minus 3% marjă de eroare? El se încadrează plus, vă dau un exemplu foarte simplu, o analogie, care des ori lumea au anumite pretenții față de sondaj. Sondajele sunt la fel ca cântarul de baie, în care noi ne ducem și el arată cu o anumită aproximație greutatea noastră. El nu este un cântar, să zicem, medical sau atomic. Și în același timp, când ești satisfăcut de rezultat sau de cifrele care ți le dă acest cântar, dacă sunt conform așteptărilor tale, tu zici, da, cântarul e bun. Dacă cântarul îți dă alte date, tu poți fi și supărat pe el, că nu reflectă așteptările tale. Și adică cam la fel sunt și sondajele și des ori lumea nu înțelege că sondajul prezintă o anumită tendință sau o aproximație a situației în care este. El nu este o cifră stabilă și opiniile se schimbă câteodată de la o săptămână la alta, însă în același timp sondajele sunt ca și diferența între climă și prognoza meteo. Adică este o tendință la nivel de opinia populației și sunt prognoza care, de exemplu, ar fi rezultatul votului sau care poate să varieze de diferite nuanțe. Și totodată sondajele nu determină decizia majoritatea cazurilor de vot. Doar, adică ar fi incorrect să generalizăm că întreaga societate își dorește acest lucru. Da, există o anumită tendință, politicienii și inclusiv noi ca cercetători, este interesant să vezi cum evoluează anumite lucruri, de ce sunt influențate și asta ar fi scopul nostru primar în știință. Noi observăm anumite tendințe, mecanisme, care ar fi. Iar pentru politicieni, pur și simplu, ar ști la ce să aștepte, ce să pună accent, însă la noi e tendința, de exemplu, lumea pune accent pe partea pozitivă, de exemplu, în cât încredere are cineva într-un anumit politician și niciodată tendința este de a ignora
neîncrederea în acest politician. Da. Sau cât neîncrederea determinată. Domnule Pascaro, iată, raportat la cele aproximativ 42%, care lumea zice că starea de lucru este una relativ liniștită. Credeți că au perceput-o ca o liniște dinaintea furtunii? Urmea să se dezlănțuie, nu știu, grosomodo evenimentelor? Știți, ultimele evenimente în Republica Moldova totuși arată că noi această criză politică am trecut-o mai liniștit ca țările vecine. Și asta datorită, să nu fiu așa modest, datorită președintelui țării Igor Dodon, pentru că elementar nu au fost ridicați acei 10.000 de oameni în protest sau contraprotest, a fost printr-o strategie politică. Adică s-a construit această alianță într-un timp când practic Republica Moldova era înconjurată de acest cancer oligarhic, când toate structurile din Republica Moldova era în mâinile unui om. Noi vedem că prin caracterul său, domnul președinte a schimbat radical situația, s-a schimbat practic de la zero, s-a început la o filă nouă în istoria democrației Republicii Moldova. Noi am demonstrat într-o lume întreagă că totuși se poate. Și noi vedem că într-atât a fost acest sistem corupt, acest sistem a fost putre de corupt, că împotriva acestui sistem s-au unit și cei de la est și aceștia de la vest. Pentru că au venit delegații și din Rusia, din Uniunea Europeană, din Statele Unite. Ei cunoșteau ce este în Republica Moldova, pentru că și-au ambasadele. Într-adevăr, acest sistem oligarhic a fost unul foarte corupt. Din păcate, nu este acum atât de liniște. Eu cred că este o liniște înaintea furtunii, pentru că acelea caracatițe încă mai rămas prin toate sistemele, prin toate instituțiile de stat. Noi vedem până ce procuratura este condusă de niște oameni care au fost din sistemul vechi, care au închis oameni pe viziuni politice, care au închis companii sau businessmeni pentru diferite atacuri raider și diferite situații foarte neplăcute între acest timp. Credeți că incertitudinea oamenilor este legată încă de fosta guvernare? Eu cred că posibil să fie legată și mai există totuși încă o frică în societatea moldovenească care a trecut această teroare. Într-adevăr, este o teroare, pentru că un om aderează la un partid din cauza câteva dosare penale, fiind el primar sau într-o funcție, acesta este dramatic pentru democrația acestei țări. Mai este încă această frică, dar eu totuși am o încredere între această coaliție a Partidului Socialist și Blocului Acum, ca să schimbăm lucrurile. Acum trebuie de lăsat orgoliile într-o parte, trebuie de lăsat toate acestea vectori externe într-o parte, toate acestea miturile care le-a construit acel sistem oligarhic și lovea frunte de frunte cetățenii Republicii Moldova și trebuie de salvat țara, pentru că în fiecare minister acum care este, acela educație, ministerul chiar și în medicină, ministerul sănătății și alte ministere, sunt foarte multe probleme. Oamenii își vor să-și rezolve problemele sale. Elementar, într-un spital de stat să intri după niște servicii și la o clinică privată este o diferență formidabilă. Când acea clinică privată te primește cu un zâmbet la față, într acel privat poate și mai tare să te demoralizeze, nu să-ți ridice spiritul ăsta și legat cu sănătatea. Și în tot sistemul, dacă așa să punem, este o problemă enormă și trebuie schimbat. Acum guvernarea trebuie să facă că traiul din Republica Moldova să fie decent, dar aceasta numai prin demontarea acestei caracatițe oligarhice. Domnule Ungureanu, iată, domnul Pascaru vorbea despre caracatițe, vorbea despre modul în care a fost instaurat vechiul guvern. Iată, mie mi se pare destul de relevant următoarea întrebare în contextul în care vorbim despre faptul cine se face principalul responsabil de criza politică din Republica Moldova și dacă de regulă noi ne-am deprins, nu știu, volens, nolens, a constatat că mai mulți factori, fie social, politici, erau cei care împărțau
împărțeau primele poziții. Iată, de această dată este un amalgam. Pe de o parte vorbim despre persoane și se face referire nemijlocit la Vlad Plahotniuc și Partidul Democratic. Poziția secundă este pentru Curtea Constituțională și pe locul 3 vine corupția cu toate, la toate nivelurile, corupția și lăcomia și așa mai departe. Primele două poziții au fost împărțite ieșind din haosul politic și din deciziile pe care tot le-a tirajat Curtea Constituțională eronat, fapt care a generat și poziția nemijlocită a organismelor internaționale? Da, în mare parte acest sondaj și răspunsurile care le-au dat oamenii au reflectat aceste tendințe, aceste lucruri care s-au petrecut în societate. Și atât dacă vedem primele două poziții, le împarte bine Partidul Democrat și personal Vlad Plahotniuc, după cum vedem și Curtea Constituțională. Deci acești doi factori care în principal au fost văzuți ca creatori de criză, pentru că la un moment dat când s-a creat acest guvern nou, Curtea Constituțională dădea decizii pe rol, una după alta, de anulare, anularea prerogativelor președintelor și așa mai departe. Toate lucrurile mergeau. Ceea ce este mai rău și din ce cauză eu văd acum un pic mai pesimist situația, nu atât de optimist ca colegii, este faptul că acest lucru a fost posibil la noi în Moldova. Acest lucru a fost posibil și este o tendință care a stat foarte mult timp. Dacă să ne aducem aminte acele situații când un spital întreg, dintr-un raion din Republica Moldova, a venit lăsând bolnavii să stea pe holuri, să aștepte doar ca să se vadă cu reprezentanții partidului de la guvernare, ceea ce este foarte absurd. Chiar și inadmisibil. Într-o țară care, bine, are dictatură sau, nu știu, hai să ne imaginăm țări de care se spune că au dictatură, de Belorusia sau de alte. Nu cred că așa situație ar fi posibil din punct de vedere omenește, că acei oameni care au o funcție foarte importantă și s-au dus. Sau acei polițiști care îndeplineau niște ordine vădit ilegale și când se spune că este vădit ilegal ordinul, dar dacă l-a primit din partea șefului, le îndeplinea. Și acele lucruri cum s-a instaurat noul guvern, era întuneric, deci practic au stins lumina, au stins sunetele, au stins și acei personal tehnic care trebuia să vină pur și simplu să aprindă acea lumină sau să dea indicații, să vină acele lucruri. Deci, criza este atât de profundă și acest flagel a intrat atât de adânc în toate instituțiile noastre și că mă tem că nu va fi atât de ușor de scos. Aici este o problemă de educație și de morală a societății. Dacă în societatea aceasta a fost posibilă așa ceva, a fost posibil ca o structură care a preluat societatea, este o structură dictatorială și a îndeplinit și fără oamenii se temeau, sau unii s-au temut și au intrat în partid, alții au intrat pentru anumite favoruri. Iată, acest flagel acum trebuie de scos. Nu obținem situația în care, spre exemplu, într-un acest automobil, dacă să comparăm, a fost schimbat șoferul și el să meargă mai departe. Deci lucrurile trebuie făcute foarte transparent și încă o dată spun, conform meritelor și conform criteriilor profesionale. Atunci societatea va înțelege că aici oamenii vor cu adevărat să lucreze, aici oamenii cu adevărat vor să schimbe ceva și nu iarăși se vor împărți poate pe anumite criterii funcțiile. Deci trebuie să demontăm întreg sistemul acesta și vă spun că rămășițele acestuia încă sunt. Dosare care au fost deschise pe diferiți oameni, inclusiv și pe subsemnatul. Deci sunt lucruri care astăzi dor și astăzi trebuie să cercetate ce să facem pe viitor să nu se întâmple la fel. Pentru că dacă nu vom învăța lecția, vom avea aceeași situație și de fiecare dată amplitudine cresc. Deci vom avea și mai rău dacă nu. Domnule Budeanu, eu vreau să ne spuneți un pic, iată, facem referire la această întrebare cu responsabil de criza politică din țară și ziceam că există un amalgam dintre instituții care pe de o parte se fac vinovate, pe de altă parte de probleme sociale și m-a mirat faptul că cetățenii se consideră ei înșiși cei care au generat sau au contribuit la generarea acestei crize politice. Percepția este oarecum subiectivă sau prin lipsa de implicare a concetățenilor noștri putem ajunge la aceste concluzii? Eu cred că este destul de obiectivă. Populația de foarte repede s-a orientat într-un fel cine ar fi responsabil. Cred că majoritatea din ceea ce am discutat cu ei au fost surprinși de rapiditatea cu care au fost anumite decizii luate. Și poate dacă n-ar fi fost acea rapiditate, ar fi perceput cumva altfel, dar... Și până la urmă, la mijloc, rămâne a fi factorul uman. Da, e factorul uman și totodată sunt unii oameni, desigur, că sunt mai autocritici, consideră că noi toți avem contribuția noastră.
Este, n-a fost o întrebare doar, ea a fost o întrebare deschisă. Dacă vedem noi înșine, ce, poporul, societatea, dacă vedem toți cifrele, fac dacă le adună, fac peste 100%, adică sunt mai multe, au fost mai multe variante de răspuns, însă în mare parte s-au concentrat asupra unui răspuns care noi l-am unit împreună și de data ies acolo 73% dintr-o eu. Dar persistă și răspunsul care, nu știu, dă-i nu e peste timp. Vorbim despre justiție, legislația imperfectă, da, iarăși probleme care se găsesc. E o întrebare care s-a găsit, dar este la fel ca și ultima noastră care era întrebare, da, care noi am prezentat, ce se așteaptă de la o nouă guvernare, este în primul rând lupta cu corupția. Și într-un fel, populația tot timpul a considerat corupția una din principalele probleme, însă de obicei domina problema socioeconomică, însă acum vedem chiar până și așteptările populației deja sunt mai... Lupta cu corupția devine pe prim loc decât problemele socioeconomice. Adică tot este un factor important pentru populație, însă ei percep că deja... Sunt alt factori mai importanți decât salarii mai mari sau pensii mai mari. Da. Domnule Pascaru, care este atitudinea noastră față de formarea și activitatea majorității parlamentare actuale? Indicele este destul de îmbucurător. Este vorba de 75,2% din respondenți zic că este pozitivă și doar 9,1% zic că este negativă. Din parcursul istoriei democrației din Republica Moldova, noi nu am avut atât de dur sistem, așa cum a fost sistemul condus de acest partid care a fost ultimii 2 ani la guvernare. Și îndeosebi după anul 2009 s-a simțit această dictatură în politică și anume cu implicarea acestor oligarhi în politica moldovenească. Pe parcursul acestor ani au fost presați mai mulți oameni din sfera business-ului, mai mulți politicieni, au fost închiși, cum am spus eu, în pușcării oamenii cu viziuni politice. Noi vedem un prăpăd, practic, în justiția moldovenească, în toate, poate acum, ultimul an, au ieșit cu aceste proiecte o casă nouă, cu drumuri bune, dar până acum noi vedem, într-adevăr, un dezastru și centralizarea surselor financiare, anume în mâna aceștor oligarhi. Republica Moldova este nu atât de mare, au simțit-o tot. Și când a căzut acest sistem, toți s-au bucurat. Noi vedem, indicele arată peste 70% și cel mai interesant, așa cum am spus, s-au dat într-o parte toate opțiunile acestea politice, geopolitice, toate ambițiile care sunt și s-au apucat de lucru. Pentru că nu era guvern în guvern, adică miniștrii hotărâu chestiile de statale, nu în guvern, așa cum a spus ex-prim-ministru domnul Filat. Toate întrebările se hotărau la sediul partidului și aceasta este ceva rău. Pentru democrația moldovenească este în primul rând un examen și este un exercițiu care va fi inclus în istorie, pe viitor. Pentru că, cum am spus, așa un sistem corupt, oligarhizat, așa un sistem care a îndreptat toate resursele financiare, au distrus bănci, au furat bani din rezervele de stat, aceasta este ceva sfânt, a schimbat Constituția, practic, când își doreau ei. Acel președinte al nostru, care este Igor Dodon, îl schimbau pe 5 minute, apoi noi am văzut avizurile de la curtea de la Veneția, am văzut reacția occidentalilor, a partenerilor noștri de după hotare. A fost un dezastru. De aceea acum toți sunt bucuroși că a scăpat de acest sistem, cu toate că eu cred că trebuie dedus până la capăt toate acestea schimbare și reformă și doamna prim-ministru Maia Sandu trebuie să ieși mai ambițioasă, inclusiv și domnul președintele Dodon, doamna speaker Zinaida Greceanu, toți la Curtea Constituțională trebuie să plece pentru acelea fără de legi și pentru aceea curvării politică, că altfel nu poți să-i spui, pentru că de la acestea hotărâri mai nu s-a început un război civil. Procurorul general de mult trebuie să fie dat afară, să-și dea demisia și oamenii trebuie să înțeleagă că toți trebuie să protestăm. Toți acei care au fost implicați într-acel sistem corupt trebuie să plece. Moldova este alta, Moldova are un alt viitor.
pentru că este nevoie să îi întoarcem pe toți acasă. Este nevoie ca să ridicăm această economie a țării și este nevoie să distrugem toate schemele de corupție care le-a făurit democrații și este important ca, într-adevăr, cuvântul lege să fie lege. Să nu schimbe acea Constituție sau hotărârile așa cum vor ei. Ei, practic, s-au implicat în tot și au încercat să distrugă. Eu sper, pe viitor, această echipă nu mai va veni la putere, pentru că însăși democrație, însăși mulți membri a Partidului Democrat sunt fericiți și bucuroși că a plecat acest monstru din țară, pentru că toți, în mare parte, erau șantajați. O mare parte din primari care au aderat la Partidul Democrat aveau câte un dosar 2. Închipuiți-vă care proteste că la urmă Partidul Democrat, când a vrut să-și mențină guvernul lor, nu aveau oameni să aducă în centru, aduceau oameni cu 500 de lei pe zi. Nevărat. Adică o problemă și înțelegeți, e atâta anti-rating au avut anii ăștia că oamenii erau fericiți că i-au plecat și, cum am spus, este important să menținem guvernarea, să susținem, pentru că un om în stat sau acel ministru sau funcționar public, dacă și are niște ambiții, este foarte puțin. Toată societatea trebuie să lucreze în crearea acestui proiect Republica Moldova, un stat suveran și independent și un stat bogat. Pentru că noi avem toate resursele de a face ordine la noi acasă. Trebuie mai multă înțelepciune, răbdare și ambiție, ambiții politice de a schimba lucrurile. Și între acest guvern noi vedem, sunt, cu toate că noi ne-am criticat foarte mult în companii electorale, dar totuși eu cred că anume într-acest format, blocul acum și Partidul Socialist, care de fapt a fost împroșcat atâția ani cu acel binom, cu diferite mituri, cu diferite speculații, a arătat un exemplu foarte bun pentru țară. Da. Și eu cred că lucrurile se va schimba înspre bine, mai ales după implicarea Ministerului de Interne, Securității și Procuraturii Generale, care a fi de acum de partea poporului. Domnule Ungureanu, de fiecare dată când discutăm iată despre majorități parlamentare, despre noi guverne și așa mai departe, cel puțin eu, în calitate de ziarist, insist asupra unei dimensiuni. Și vreau și în această seară să discutăm despre finanțarea Republicii Moldova, reieșind din gradul ăsta de credibilitate de 72,2% și făcând referire și la declarațiile oficialilor europeni care s-au exprimat în termeni foarte optimiști, zicând că Republica Moldova ar putea beneficia și de celelalte tranșe ale creditului care până la această oră au fost înghețat. Vă înscriți în lista celor optimiști care credeți că acest grad de încredere în majoritatea parlamentară ar putea aduce în țară și mijloace financiare ca nemijlocit să avem un alt nivel de trai? Da, deci în mod cert există un optimism atât din interior cât și din exterior pentru ceea ce avem astăzi în Moldova. Deci practic s-a jucat pe aceea că s-au unit două extreme care nici de cum nu sunt compatibile. Nu puteau să se unea, nu credea acel, ca așa spunem, sistem, regim care era până acum. Ei jucau unul pe aceasta, că se vor lucra pe această opunere a acestor două partide, două tendințe. Deci și foarte bine acum că oamenii au lăsat la o parte aceste tendințe globale, geopolitice, s-au orientat acum la problemele noastre care avem de hotărât. Avem de salvat o țară, avem salvat un regim. Și iată că vin și foarte multe voci optimiste, vin din exterior, dar în primul rând acei ambasadori care au venit și din partea Uniunii Europene, și din partea Federației Ruse, și din partea Statelor Unite, care toți trei au susținut această nouă guvernare. Și există și voci, tendințe foarte pozitive din partea finanțatorilor internaționali, ca Republica Moldova să îi se deblocheze deja finanțările care au fost blocate, știm foarte bine, din anumite condiții anterior pentru anumite de servicii care le-a făcut guvernarea anterioară. Eu sper că, cum am spus și anterior, că lecția să fie învățată și oamenii să știe mai departe ce fac și cum fac ca să nu se mai repete acest lucru, iar situația economică se va îndrepta. Se va îndrepta din mai multe puncte de vedere dacă păstrăm această tendință pozitivă, dacă nu vom intra iarăși în disensiuni politice între
diferite gândiri, așa spunem, politice deja, și ne vom gândi cu adevărat la această țară, ce avem de făcut și cum avem de schimbat aici și să scoatem aceste scheme, pentru că foarte mult din economia noastră a fost pecetuită sub scheme. Oamenii nu puteau să se dezvolte. Businessul mic, mijlociu, se temea să crească pentru că la un moment dat era pur și simplu acaparat, se venea și se spunea că uite, trebuie să faci ce sau să intri în respectiva organizație, ceea ce nu mai trebuie să se mai întâmple sub nicio formă, chiar și să spunem că există pentru o tendință pozitivă. Lucrurile astea trebuie oprite pentru că toate s-au început încă din 2009, 2010, 2011, când se începeau a devia de la anumite reguli, când se ignorau anumite legi, anumite proceduri. Și iată, acum trebuie să batem cu toții, cu societatea civilă împreună să se lucreze înspre transparență. Pentru că transparența actului decizional, transparența informațiilor cu care se lucrează, în special la cele bugetare, va duce la aceea că oamenii vor avea încredere și nu numai oamenii din interior, dar și cei din exterior, când vor da acele tranșe de 100, de 200 de milioane, spre exemplu, pentru creșterea fondului rutier, dacă spunem despre, sau fondul locativ, vor ști că acești bani nu sunt furați, jumătate cum era până acum sau cum se făcea, dar trebuie lucrurile să meargă cât mai bine și cât mai transparent. Și iată, aici vom crește încredere, iar sondajul este ca o fotografie de moment. Iată ce trebuie să înțelegem. Fotografia de moment se schimbă la fiecare, nu știu, zi, secundă. Domnule Budeanu, într-o democrație în curs de consolidare, așa cum este cea din Republica Moldova, atunci când oamenii sunt, nu știu, întrebați în care personalitate politică din Republica Moldova au mai mare încredere decât celelalte, vi se pare firesc ca primele persoane în stat să împartă și primele poziții în top? Când zic lucrul ăsta, iată, fac referire la Igor Dodon, premierul Sandu, vicepremierul Năstase și speakerul Zinaida Greceanu. Bine, cu anumit procentaj, evident. Da, de obicei este așa o reflecție și totodată vedem că, de fapt, în topul nostru sunt patru persoane și aici deja tot 4-3, adică da. Asta ar fi situația acum pe moment în care sunt lideri de la care se așteaptă cel mai mult. Adică și asta ar fi, totodată ei ar fi și persoanele. Această imagine iese și din funcțiile pe care le au ei la moment? Dacă vorbim însăși de funcția de președinte, ei întotdeauna a fost o plus, dar însă de obicei când a fost prin partea de stânga, prin feliera asta de stânga, da. Însă întotdeauna este o creștere la nivel de însăși postul, inclusiv și postul de prim-ministru, adică este o creștere și s-a reflectat nu doar în cadrul acestor personalități, dar și până acum în alte sondaje era o tendință de încredere în prim-ministru Republicii, adică este o tendință care e binom, adică este responsabilitatea e prin persoana care o reprezintă și totodată și prin poziția în cadrul statului care o reprezintă. Adică nu putem vedea că doar poziția care o are în cadrul statului sau doar faptul că este personalitatea care este. Domnule Pascaro, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, dumneavoastră ați merge la votare? Este întrebarea. Respectiv 54,8% zic că sunt sigur că m-aș prezenta, 29,3% zic că probabil m-aș prezenta, probabil că nu m-aș prezenta, 7,0%. Haideți să vorbim, iată, de cele aproximativ 80% care sunt sigur și probabil m-aș prezenta. E un indice destul de relevant. Dacă săptămâna viitoare, duminică, va fi alegeri, eu cred că m-aș prezenta și aș fi sigur pentru cine aș vota pentru viitorul Parlament. Dar ar fi foarte bine ca aceste alegeri să nu fie de grabă, dar să ne pregătim de alegerile care sunt locale. Și ar fi bine ca această coaliție care a făcut blocul acum și Partidul Socialiștilor să durează cât mai mult, pentru că este nevoie de o terapie. Țara are nevoie de această terapie, de acești politicieni ca să ne scoată din această criză, dintre această comă de care a suferit democrația țării. Pentru că noi suntem o țară în centrul Europei și avem dreptul la un trai mai bun, așa cum a fost până acum, pentru că s-a petrecut multe experimente sociale, s-a experimentat pe om
sau pe democrație pe viu. Și având în vedere că nu suntem o țară din Asia, cum este Tajikistan și Kyrgyzstan, noi trebuie toți să fim atenți să participăm la acest proces democratic. Și chiar mă bucură faptul că într-acest sondaj noi vedem că o mare parte din cetățenii Republicii Moldova care participă la sondaj Două minute în cadrul acestei emisiuni. Eu am o întrebare pe care o să vă adresez tuturor celor prezenți în studio. Iată, spre final de prezentare, cel puțin în cadrul acestui sondaj, întrebarea care ne îndeamnă să medităm un pic este faptul care sunt așteptările noastre de la noua guvernare. Domnul Ungureanu, dacă ați fi fost întrebat în cadrul acestui sondaj, ce ați fi zis? V-ați fi identificat cu cel puțin primele trei poziții, lupta cu corupția, blocul socioeconomic, coeziune socială? Da, în primul rând aceste trei sigur că le regăsim și le-aș regăsi și pentru mine ca să le susțin corupția, economia, coeziunea socială, dar pe lângă aceasta și construcția unui sistem de stat transparent, unui sistem de stat echitabil și social corect față de societate. Dar credeți că într-o perioadă scurtă e posibil lucrul ăsta? Din păcate, cred că nu este un proces ușor, nu este un proces atât de rapid, dar trebuie să se lucreze. Dacă vor fi puse temeliile acum, cred că pe viitor va fi mult mai ușor, dar astăzi avem fericită ocazie de a pune temelie. Domnule Budeanu, starea de lucruri e destul de interesantă. Concetățenii noștri ziceau la început, de fapt, lupta cu corupția 38-7, poate în detrimentul, și aici o să vă rog să vă pronunțați dumneavoastră, în detrimentul sistemului de pensii, care zic doar 10,3%, sau să facă ordine în sistemul sanitar, 7,8%, oamenii nu mai consideră prioritar sistemul de pensii și vor să scape de corupție? Fiindcă oamenii deseori au votat pentru așa promisiuni și au observat că de fapt nu contează atât pensiile cât mărirea pensiilor sau altceva, cât însă sistemul care să le permită să-și mențină acei bani care iau. Doi, eu aș avea o mică grijă în privința asta. Spuneți. Este o ciclitate și se reflectă și în sondajele noastre și în istoria noastră. Cam o dată la vreo 10-12 ani este o tendință de optimism și de mari așteptări și după asta, de fapt, este situația care este și... Da. Domnule Pascaru, 20 secunde. Așteptările dumneavoastră de la noua guvernare. Guvernarea trebuie să facă tot posibil ca să avem un trai decent. Lefile trebuie să fie mari, pensiile să fie mari. În acest moment se poate diceru de la acel funcționar când el își are leafă, acel polițist, acel judecător, acel om care este implicat între aceste schimbări. Eu cred că este posibil pentru că este acest curaj, ambiții politice și în mare parte eu cred că această guvernare nu va dezamăgi cetățenii Moldovei. Trebuie să credem, să avem o speranță, dar să nu uităm că foarte mult depinde de noi înșine. Noi trebuie să tindem spre a fi mai bine. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru viziunile pe care le-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, am fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți colegii noștri de la Departamentul Știri.